Unorat Plen, l-am întrebat în audier pe directorul Flocea dacă mai iese din clădire și mai contactează cu oamenii și dacă știe ce se vorbește despre cinea în societate. Oamenii spun că cinea o seamănă foarte mult cu canalul TV Ohota Irbalca, canalul TV despre pescuit. La acest canal pește, dar la cinea corupții, sunt prinși ca să fie arătați la televizor și apoi să le dea drumul. Sunt sigur că în cinea sunt o mulțime, de majori, o majoritate de ofițeri onești care chiar vor străpească corupția endemică din Republica Moldova. Ofițerii operativi muncesc, caută, cercetează, lucrează cu surse confidențiale, nu dorm nopțile lângă familii, adună probe, organizează flagrante, inițiază cauze penale. Și unde îți duc toate aceste cauze penale în interiorul CNA? La Direcția Generală de Profil, despre șeful care eu vreau să vorbesc mai jos. Dacă domnul director Flocea ar fi ieșit din birou și ar fi discutat cu ofițerii din subordine, ar fi aflat că acest individ este cunoscut în, sau poreclit în interiorul CNA drept oligarhul. Mi s-a spus că ofițerii cinstiți îl cunosc ca pe cel mai corupt ofițer din cadrul instituției, iar directorul Flocea l-a promovat din șef de direcție în Nord, în șef peste toate dosarele penale din gestiunea CNA. Sincer, mă îndoiesc că din neștiință, mai degrabă cât din de rea intenție, domnul Flocea fiind foarte bun prieten cu acest individ, pe nume Gheorghe Tănas. De aia l-a protejat și în cadrul comisiei când l-am întrebat direct, privindul l în ochi pe domnul Tănas, despre alegațiile privind proprietățile sale și înregistrate pe sine și persoane interpuse, dar directorul CNA i-a interzis să răspundă. Pur și simplu a interzis unui subaltern să răspundă la o întrebare legitimă a unui Deputat. Pentru că directorul Flocea a pretins că nu cunoaște nimic ilicit despre acest prieten al său, eu îți prezint câteva informații care mi-au fost cunoscut, aduse la uh, cunoștință de către oameni din Ungheni, de unde această persoană este originară, dar și că de către colegi de serviciu ai domniei sale, munca cărora a fost uh, aruncată la coșul de gunoi de către șeful urmăririi penale. Acest uh, individ este, stimați colegi, milionar în euro. El deține sute de terenuri agricole, construcții comerciale, apartamente și case în proprietate, înregistrate pe numele părinților, frate, fratelui și altor interpuși și chiar pe nume propriu. Să mai spune un gen că e și cămătar și sponsor al contrabandei. Dă bani cu împrumut, cu procent, oamenilor ajunge în nevoie, le cere să pună imobile în gaș, în gaș pe interpușii menționați. Iar atunci când oamenii nu pot să întoarcă împrumutul, ofițerul cinea Lia ia casa. O să fac o scurtă enumerare a bunurilor pe care le deține acest individ și veți înțelege toți de ce acesta este numit oligarhul. 2008. Ghena înregistrează un contract privind o datorie de 10.000 de dolari și obține pe numele unui interpus uh, titlul de proprietate asupra clădirii pizzeriei Baren. Ulterior, pe durata anilor, abuziv și ilegal, o construit încă vreo trei etaje deasupra localului, aducând grave incomodități vecinilor. Ofițerul CNA a intimidat vecinii și autoritățile publice din Ungheni pentru a închide ochii la ilegalitățile privind acest edificiu, dar el rămâne ilegal și bun de demolat. În această pizzerie, Ghena a jucat mii de partide de cărți pe bani cu autorități publice, dar și criminale din Ungheni. De fapt, jocul pe bani în cărți e o mare pasiune pentru această persoană care băjocorește titlul de ofițer. Iar pizzeria dată nu e unicul loc de cazino pentru el. Ani de zile, Gheana a jucat cărți și în sediul Inspectoratului Ecologic de stat din Ungheni, de când l-a plasat acolo în funcție pe actualul șef, un tip care nu mai putea fura motorină după ce l-a dat afară de la calea ferată și Tanas uns, șef peste Inspectoratul Ecologic. Ultima dată, Ghiana a fost văzut jucând cărți la Inspectorat acum o lună jumate. Eu cred că șeful Inspectoratului Ecologic ar trebui să demarieze o cercetare de serviciu și ar putea întreba colegii din subordine. Cum la ora 15, când Ghena vine să joace în zi de lucru cărți în sediu, în edificiul instituției, șeful alungă colaboratorii acasă, a inspectoratului ecologic. Despre predilecția lui Ghena de a influența și chiar controla funcționarii din Unghenea, am putea vorbi mai mult, dar eu o să mă rezum la descrierea modului de operare. Sper că, drept urmare, prezentării acestor informații aici, în plenul Parlamentului, la Ungheni vor urma cereri de demisie în anticiparea anchetelor ce ar trebui să urmeze. Deci oligarhul CNA le crea funcționarilor probleme pentru a le rezolva ulterior. El trimitea avertizori de corupție care le ofereau mită, funcționarii luau, iar apoi le se oferea rezolvarea situației. Ulterior, funcționarii intrau în relații de subordine în fața sa. Concluziunea uh, Concluzionați, rog proprietăți. În 2009, mama ofițerului anticorupției, profesoară la o simplă școală din sat, procură un imobil de 60 de metri pătrați în Ungheni. În 2010, tatăl său, tractorist, cumpără un apartament de 47 de metri pătrați în Ungheni și unul de 100 de metri pătrați nou în Chișinău. Ulterior, în 2014 și 2015, tată și fratele oligarhului procură 24 de locuri de parcare în curtea celuiași bloc. În 2010 mama mai procură o casă în Călăraș, în același an fratele dumnealui într în posesia unei case locuit pe strada Eminescu în Ungheni. În 2012 tot el procură un apartament de 50 de metri pătrați pe strada Boico, în Ungheni. Fratele său în anii ce urmează procură o casă de 89 de metri pătrați și două imobile comerciale pe strada Musatov în Ungheni cu suprafețe de 83 și 129 de metri pătrați. O să sar pentru că nu mi-ajunge timp, dar pot să mai, mai e număr. Și o să, mă re, o să mă opresc un pic la terenurile agricole pe care le deține. Domnul Grădinaru, dumneavoastră ați spus că flocea are 16 hectare, da? Fiți atent că, că, cât de săracă e flocea față de oligarh. Că părinții lui Gena, o să vă amintesc, un tractorist și o profesoară de muzică, dețin în proprietate, pe lângă toate imobilele sus enumerate și cele pe care din lipsă de timp nu le-am enumerat, 26 de terenuri cu o suprafață totală de 154 de hectare. Părinții, 154 de hectare. Gena deține pe nume propriu 373 de terenuri agricole cu o suprafață totală de 350 de hectare. Deci un total de 500 de hectare pe un ofițer anticorupției, da? Cât despre bani cash, un an și ceva în urmă, persoana dată umbla pe-n și -o întreba la firme de consultanță în domeniul de eficiență energetică, în ce să investească jumătate de milioane de euro? În e, solare sau în eoliene. Asta e cumva o modă la diputat, uh, stragi de la morari, cred. Pentru corectitudine am dat suficient timp. Ne-ați convins, Ghena da. e un ofițer care... Da. E un cadru bun de la CNA care nu știu cu corupția, dar cu investițiile stă perfect. O, o să fac o concluzie. El trebuie parașutat la ceva de atragere investițiilor, sau cum? <rători> sau nu, e mai periculos. E mai periculos. Vă, vă rog, concluzionați, haideți, vă rog. Deci, eh, CNA, eh, DNA sau altă formă, Moldova are nevoie de un serviciu anticorupție. Noi avem ofițeri foarte onești în serviciu azi și mai nou voință politică aici în, în Parlament pentru a stârpi acest flagel care ne-a determinat zeci de ani de sărăcie. Dar eu mai cred cu absolută sinceritate că domnul director Ruslan Flocea nu a știut să-și gestioneze serviciul, integritatea colegilor și nu poate să conducă serviciul acesta în continuare. Uh, fapt pentru care, rat plen, eu vă uh, rog să susțineți raportul Comisiei de Anchetă și să demiteți conducerea centrului. Mulțumesc!